Practic vorbind, da, ce să zic, știam că trebuie să mă arăt capitole, 25.000 de semne pe capitol. A fost chiar un exercițiu pe care l-am făcut cu mine. Asta sunt 7 capitole. Nu mai știu, că nu le-am numărat. Îmi trebuia un anumit ritm, îmi trebuia un anumită, cum să zic, structură, ca să pot, e diferită de Câinele Iubirii. E diferită și stilistic, și, bineînțeles, tematic. Dar trebuia să spun această poveste în felul acesta, pentru că se potrivea. E o poveste a prezentului și aveam nevoie de o ascuțime de brici ca să poți să tai în pielițe și în tot. Și atunci sunt, bineînțeles, fragmente lungi, să le spunem poematice sau discursuri oarecum aberante, dar aberante, halucinante, sau amintit de interviul de angajare. Dar pe de altă parte, scenele tari am preferat să le fac scurte, replici scurte, să zic, lovituri scurte, pentru a fi mult mai percutante și a fi... Nu am analizat. Am refuzat să intru într-o analiză, într-o... am preferat să spun, nu să povestesc, să zic, în show. Da, e o cameră care se plimbă și înregistrează lucrurile. Nu e introspecția asta psihologică? Nu. N-am crezut că e nevoie de introspecție psihologică, pentru că mi s-a părut că momentul, scenele cheie, scena cheie din care se detonează toată povestea, e destul de puternică în ea însăși pentru a fi analizată. Cititorul în cazul ăsta trebuie să facă legături, să-și pună întrebări, nu trebuie să-i dau eu. Sau să-i pun eu calea de rezolvare. Sau... Pentru că ai și spus, se pune o problemă etică. Acolo e chiar Susan Sontag, dacă vrei, din On Photography și Regarding the Pain of Others, mm-hmm. care vorbește exact. Tocmai despre puterea imaginii de a face ceva real. Și pe măsură ce imaginile devin din ce în ce mai abundente, realul, iată, nu devine mai real. La început te emoționează, te face să devii mai implicat, războiul, să zicem, în cazul acesta, e aproape de tine, dar pe măsură ce abundența crește, cumva lumea sau tendința de a nu le mai privi ca pe, de a dilua realul, e acolo. Și asta e pericolul până la urmă.